Formația Under 19 a Petrolului va avea mâine după amiază un alt derby local, de data aceasta împotriva celor de la Petrosport. Înfruntarea face parte din etapa a patra a campionatului național și se va disputa pe stadionul Chimia de lângă rafineria Brazi. Trupa antrenată de Gheorghe Liliac și-a făcut încălzirea pentru acest derby cu Liceul Tehnologic Pantelimon, iar repetiția a fost reușită având în vedere proporțiile victoriei. Puștanii petroliști au învins formația bucureșteană cu scorul de 15-0, fiind cel mai categoric succes al rundei precedente. Cea mai mare poftă de gol a avut-o capitanul echipei, Robert Enache, autor a 5 goluri. Este a doua oară cea mai bună performanță individuală a mijlocașului petrolist, având în vedere că Enache a marcat și de 6 ori într-o partidă oficială. În acest joc s-au remarcat și fundașii Antonio Popa și Edi Smaranda, ambii reușind să-și treacă în cont câte 2 goluri de căciulă. Și atacantul petrolist Căciulă a marcat în 2 situații, fiind primele sale goluri în acest sezon. La fel și pentru mijlocașul Sotir, în timp ce micuțul Chițescu a punctat pentru prima dată în tricoul Petrolului. În acest joc, antrenorul Liliac a debutat și 2 copii de 15 ani, Petre și Vuță, de la grupa 2004. Înaintea jocului de mâine, Petrolul ocupă locul 4 în clasament, cu tot atâtea puncte, seria fiind condusă de Rapid.